Ca și în anii trecuți, și în acest an s-au înregistrat cazuri de absolvenți de clasa 8-a care nu au putut fi repartizați în licee în prima etapă. Deși numărul mediu de opțiuni pe elev a fost ridicat, fiind de 13, au fost și 128 de vânătoreni care nu au completat suficiente variante și astfel trebuie să aștepte etapa a doua de înscriere și să vadă ce locuri mai sunt disponibile. Conform conducerii inspectoratului școlar, locuri pentru continuarea studiilor la licee sau școli profesionale sunt suficiente, acestea fiind mai multe decât numărul absolvenților. Avem centralizate 23.100 de opțiuni, ceea ce rezultă o medie de 13,08% per elev. Este o medie bună în ceea ce privește numărul de opțiuni, dar depinde câte opțiuni a pus fiecare elev. Da, există elevi care nu au fost repartizați în prima etapă, sunt 128 de elevi, dar ei vor fi repartizați în a doua etapă. La nivelul județului Hunedoara avem un număr de locuri suficient de mare, deci regăsim în oferta educațională pentru anul școlar următor un număr mai mare decât numărul de absolvenți de clasa 8-a, deci avem locuri pentru toți absolvenții de clasa 8-a și să sperăm noi că toți vor opta pentru o unitate de învățământ și își vor continua studiile. Elevii repartizați la licee sau școli profesionale trebuie să-și depună dosarele la unitățile de învățământ în care au fost admiși până în data de 20 iulie. În caz contrar, și aceștia vor intra în cea de-a doua etapă a repartizării, pentru care înscrierile se fac între 1 și 3 august, iar repartizarea propriu-zisă între 4 și 5 august. În perioada 15-20 iulie, toți cei care au fost repartizați trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși. E foarte important să depună dosarul de înscriere. Dacă nu, după data de 20 iulie, liceele vor raporta aceste locuri ca fiind libere și intră în a doua etapă de admitere din calendar. A doua etapă de admitere are loc în perioada 1-3 august, când toți cei care nu au fost repartizați până în acest moment, fie că nu s-au înscris în prima etapă sau nu au depus dosarul de înscriere în perioada prevăzută de calendar, deci vin la inspectoratul școlar cu o cerere pentru a fi repartizați în a doua etapă. Acești elevi vor fi repartizați de către Comisia Județeană de Admitere în perioada 4-5 august. Per total, în județul Hunedoara au fost repartizați în prima etapă aproape 2000 de absolvenți de clasa 8-a. Dintre aceștia, aproape 2/3 vor continua studiile liceale pe filiera teoretică, iar peste 700 pe cea tehnologică. Tot studii liceale, dar pe filieră vocațională sau pe locuri speciale, vor urma alți aproape 250 de hunedoreni. În ceea ce privește numărul celor care s-au înscris în clase de școli profesionale sau de învățământ dual, acesta depășește 600. La nivelul județului Hunedoara, după prima repartizare, situația se prezintă astfel. Au fost repartizați 1959 de absolvenți de clasa 8-a, dintre care 1240 pentru o filiera teoretică și 719 candidați au optat pentru filiera tehnologică. Totodată, regăsim 216 elevi care au fost admiși într-o clasă pe filiera vocațională, 11 elevi s-au îndreptat spre învățământul militar, 6 elevi s-au înscris pe locurile speciale rezervate candidaților de etnie romă, 14 elevi au fost repartizați pe locurile alocate pentru elevii cu CES și 624 de elevi au optat pentru clasele de școală profesională și învățământ dual. Mai multe pe această temă, dar și alte lucruri interesante puteți afla urmărind după jurnalul de știri emisiunea La Subiect, în care este invitat profesor dr. Maria Ștefănie, inspector școlar general al județului Hunedoara.